Boxul craiovean este cel mai bine reprezentat la nivelul cadeți. Tinerii pugiliști din Bănii au dat lovitura la Cupa României, unde au cucerit 4 medalii de aur și au adus Doljul pe primul loc în clasamentul pe județe. Nu întâmplător, Federația Română de Box a ales Craiova ca locație pentru desfășurarea campionatului. Sperăm ca totul să fie ok, începând de la cazare, condiții cât mai bune pentru toți sportivii și pentru toate buzunarele, ținând cont că suntem, bugetul este sfârșit de an și este un buget foarte sărac. Sper ca să nu fie un impediment și toți să participe în condiții egale. Conducerea clubului CSM Craiova, cei care organizează competiția, se așteaptă la un spectacol total și, bineînțeles, la multe medalii. Cel puțin 2 medalii de aur. Prin Făciu și prin Scarlat, care sunt speranțele noastre, și în rest, cu majoritatea sportivilor pe care i-am angrenat în acest campionat, ne vom bate pentru medalii. Sportul în general este în cădere liberă, dar prin muncă și seriozitate și prin implicarea oficialităților, cred că își va reveni acolo unde este locul. Campionatul național de box rezervat cadeților se va desfășura în sala Ion Constantinescu din Bănie în perioada 26-30 noiembrie. Craiova a găzduit până acum campionate rezervate seniorilor, juniorilor și de tineret, dar niciodată la această categorie de vârstă.